Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope, ca în fiecare uh, marți. Uh, astăzi îl am uh, ca invitat pe bunul nostru vecin, pot să spun, uh, părintele Galeriu, uh, Cristian. <laughs> trebuie specificat, care Galeriu, Cristian Galeriu. Uh, eram vecin și cu... Uh, părintele Constantin Galeriu, era, preotul nostru, să spun așa, și suntem la începutul postului. Trebuie spus că noi am mai înregistrat o odată o emisiune și am avut o problemă tehnică, așa că reluăm, dar e bine așa, poate. E poate foarte potrivit că acum ne întâlnim la începutul postului și începutul postului anul ăsta e puțin special că e acest decalaj important anul acesta, așa că am avut două sărbători majore care tocmai au avut loc, Bun, pe lângă Sâmbăta lui Toader, evident, ziua așa, mea, așa. Sâmbătă, toată lumea mă, foarte multă lume mă felicită în februarie sau în septembrie cu ocazia altor Sfinți Teodori. Dar eu din totdeauna am sărbat în Sâmbăta lui Toader și apoi Sâmbăt, Duminica Ortodoxiei și Buna Vestire. Și aș vrea să pornim de la aceste date importante. Uh, și anume uh, Sâmbăta lui Toader, uh, inventatorul colivei, totuși se poate spune, apoi Duminica Ortodoxiei și Buna Vestire, că sunt trei uh, date majore, trei sărbători foarte importante. Mai întâi mulțumesc pentru așa. Nu, Noi mulțumim pentru îngăduință <laughs> după pocinogul pe care l-am făcut. Nu e nicio da. problemă. E o bucurie să fim împreună și e o bucurie să reluăm poate lucruri de atunci și să începem cu acestea pe care le-ați le amintit. Sunt uh, momente foarte importante, ele, de obicei, buna vestire, cade în timpul postului, uh, fiind în 25 martie, nu prea are cum să e nu direct. fie. Uh, însă celelalte, ea este o sărbătoare cu dată fixă, celelalte sunt cu dată mobilă, prima sâmbătă și prima duminică din post, sâmbăta lui Toader și... Duminica Ortodoxiei. Acum le-a dus Dumnezeu pe toate trei la oaltă și ne-am ne bucurat de ele. Și e Buna Vestire a Ortodoxiei, cum ai spus. Da, Buna Vestire a Ortodoxiei, da? Care a fost apărată de Sfântul Toader. Uh, pentru mine Buna Vestire e, e ceva foarte important. Este o sărbătoare foarte importantă și pentru biserică. Eu o să mă refer mai mult la ea de, și după aceea la celelalte două. Pentru că Acum, din punct de vedere liturgic, există, o, o, există cântări, catavasi numite, ale bune vestiri, care se cântă la slujba de utrenie, care se cântă cea mai mare parte a anului. Deci atât de importante sunt, atât de este această sărbătoare, încât uh, ea iradiază oarecum în, în, plan liturgic în tot timpul anului, uh, prin cântări. Și evident că este importantă pentru că e, așa cum se spune, începutul mântuirii noastre adică întruparea lui Hristos de la uh, Duhul Sfânt și uh, din fecioara Maria. Și acum o să-mi refer și la Constantin Galeriu, Părintele, pentru că el punea un accent extrem de important, pornind de la această sărbătoare, care are o cântare principală, Troparul, astăzi este începutul mântuirii noastre. Și Părintele Galeriu, pot să spun că a fost fascinat de această idee a lui astăzi, de al prezentului continuu al lui Dumnezeu, al prezentului, deci timpul lui Dumnezeu este astăzi, iar asta spunea tot timpul. Și, oarecum, fiecare dintre oameni ar trebui să facă un efort să înțeleagă că această întrupare este pentru toți. Dar este și pentru fiecare. Și că este un început al fiecăruia. Deci, dacă. Acum sunt foarte bucuros că a venit la începutul postului, după prima săptămână, această sărbătoare, și omul poate să se întărească și să zică să pun început. Am început postul cu o săptămână în urmă, dar acum iarăși pun început ca Hristos să ia chip în mine. Astăzi este începutul mântuirii noastre, dar astăzi să fie și începutul mântuirii mele. Adică să mă întăresc în acest drum, pentru că atunci când încep postul, poate că îl pleci, pleci mai în forță, așa prima săptămână, cu două zile de ajunare, cu canonul cel mare a Sfântului Andrei Criteanu, ești sprijinit din toate părțile, după care în a doua săptămână te trezești că nu mai sunt atât de multe slujbe și s-ar putea să fii mai lax, puțin. Dar dacă pui accentul pe astăzi este începutul mântuirii noastre, dar și a mea, atunci poate că te dinamizezi. Ma, episodul Bunei Vestiri este evocat în doar două dintre cele patru Evanghelii, la Luca și la Matei. Și există o diferență între cele două narațiuni. La Matei, Îngerul vorbește cu șeful, adică cu Iosif și îi spune că totul e în regulă, situația Doar e sub control. Doar anunță, îl informează. Îi informează. că îi aduce la cunoștință <laughs> Sfință, da, da. și că situația e sub control. Da. În schimb, în Evanghelia lui Luca, Îngerul vine la Fecioara Maria. Și avem această diferență foarte interesantă da? și un unghi diferit asupra evenimentului Bunei Vestiri. Cred că aș pleca de la faptul că Matei Vameș, deci tot un om cult, să zicem, a scris pentru evrei exact. Evanghelia și atunci a păstrat, a vrut să puncteze elementele cele mai mari și să păstreze, să zicem, modul de gândire al evreilor. Și așa și înaintează Evanghelia lui. Mai întâi sunt prezentate toate profețiile, sunt toate cele, dar în structura tipic evrească, pe când în partea cealaltă, Luca, medic, uh, care a stat foarte mult în preajma și Domnului, uh, elenist, mai degrabă, a, a prezentat lucrurile, bineînțeles și, și, cu mult mai multă uh, dibăcie, să zicem așa, scris dar le-a prezentat din alt punct de vedere și până la urmă îi sunt recunoscători lui, bineînțeles îi mulțumim lui Dumnezeu, dar sunt recunoscători pentru această narațiune care este excepțională. Și mai e ceva, Luca pune accentul pe universalitatea uh, mesajului cristic. La da, universalitate da. e o idee, bun, evident că se găsește la toți patru, dar la Luca este accentuată uh, ideea universalității. Aș avea o întrebare da. oarecum tâmpită. Dar întrebările tâmpite sunt foarte utile pentru că pot genera răspunsuri neașteptate. Aveți cumva vreo evanghelie favorită? Da, Ioan. Aha. Luca mea e Luca. Din punct de vedere, atunci când cineva vine la, 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 la spovedit, să zicem, avem primele întâlniri și discutăm despre ce ar trebui să facă așa ca să cunoască mai bine învățătura creștină, îi propun Evanghelia să citească Evanghelia după Luca fiindcă este, conține multe elemente pe care celelalte nu, nu le conțin și este și, narațiunea este foarte bine construită Știa să scrie și, grecoteiul. Da, și foarte, să scrie, și da. foarte foarte documentată. Bun, și în plus de asta, de fapt, textul complet include și faptele, și apostolilor. faptele apostolilor. Deci ai da. mai mult de citit la Luca. Da, exact. Că totuși este scriitorul care a așezat lucrurile. Plus că a fost lângă Pavel. Da. A circulat în toată lumea. În un moment dat n-a mai fost cu el, dar nu contează. Au circulat, a văzut ce este necesar și a spus lucrurile exact cum a spus pentru toată lumea, pentru... Lumea greacă, să zicem, din vremea aceea. Dar a spus-o da, într Dacă fel. tot am pus o întrebare tâmpită, mai pun o întrebare tâmpită. De ce Ioan Evanghelia Prima n-a -a fost tâmpită, a doua este... E și mai tâmpită. Nu, a doua este și mai bună. De ce spun asta? Pentru că... De ce Ioan... Pentru că aveți duhul blândeții, nu pentru de că întrebări. Pentru că Ioan are, are o profunzime care... Teologică, Teologică, da. care nu mă lasă niciodată să-mi... Să Mă cred ales, așa, în, în, în lectură. Tot timpul mă provoacă, tot timpul provoacă. Unii ar spune, și cuvintele parcă s-aruncate, parcă nu sunt, dar după aceea mai citești pe Andrei Scrima, mai vezi cum. Da, Andrei Scrima a scris un comentariu, un comentariu foarte, ești, interesant foarte interesant la Evanghelia lui și Ioan. m Și m-a bucurat foarte mult, adică fiecare lucru pe care l-am găsit acolo. Uh, mi-a răspuns în suflet. Acum când mă mai duc la, la Cernica și mai trec pe acolo, mai, îi mai mulțumesc. Acum, eu, eu știu că ambele întrebări au fost împite, pentru că, de fapt, toate sunt importante, fiecare cu un unghi diferit da. e extra, și extraordinar că sunt patru, nu una singură. E da. cu atât mai grozav. E sunt patru care, e care, câteodată, care, câteodată, parcă nu sunt de acord. Așa, da. în unele, da. Pentru că fiecare avea gândirea proprie. Exact, exact. Dar, bun. Să revenim la buna că de aici am divagat uh, puțin, da? E începutul mântuirii noastre, cum spuneați, acest citat foarte frumos. Uh, și, uh, bun. Uh, concret, uh, de ce, bun, de ce ați, vre ați vrut să vorbim întâi de buna și abia după aia despre uh, triumful Ortodoxiei? Pentru că. Istoric sunt în ordinea asta. Asta de ordinea, ordinea cronologică. Dar pentru că a vorbit despre triumful Ortodoxiei, conținutul întreg, întregii învățături pleacă de aici. Până la urmă, ceea ce spune Îngerul, ceea ce este descris în, acest, în această narațiune a lui Luca, momentul întâlnirii Maicii Domnului cu, cu Îngerul Gabriel, cam este fundamental. Pentru că Așa și ieri când citeam Evanghelia în fața lumii, poate atunci când o citești în fața lumii ca preot, parcă o înțelegi și tu mai bine. Încercând să, să accentuez fiecare, fiecare idee, în momentul în care îți spune îngerul puterea celui prea înalt va umbri, Duhul lui Dumnezeu se va pogorâ peste tine, puterea celui prea înalt va umbri, când întreabă Fecioara cum va fi aceasta, că eu nu știu de bărbat. Duhul Domnului se va pogoră peste tine și puterea celui te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. Și atunci ajungi până la. Cu toată. toată. Uh, pe aceste cuvinte treci patru sinoade ecumenice. Da. Din. din uh, adică inclusiv Calcedon. Da, inclusiv Calcedon, din, după aceea cu. Uh, Monoenergie sau monofizitiv și celelalte, și iconoclasmul, iarăși, mă rog, tot pe până la urmă, o Duminica Ortodoxiei, care uh, are legătură, în primul rând, cu cinstirea icoanelor, dar și cu recunoașterea tuturor celorlalte ținut de icuneni și învățături și anatemele pentru toți ereticii dinainte. Uh, bineînțeles că are legătură se bazează pentru parea Domnului, asta spunem că icoana se bazează pentru parea Domnului, dacă noi l-am văzut. Uh -huh. Și asta s-a spus și în și în pastorala Sfântului Sinod anul acesta. S-a accentuat de la Ioan, vorbind de Ioan, ceea ce noi am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce am pipăit. Adică Hristos s-a făcut trup, cuvântul s-a făcut trup, s-a făcut este palpabil, este lângă noi. Și atunci noi putem să îl reprezentăm într-o icoană, că nu reprezentăm firea lui Dumnezeu, ci reprezentăm persoana întrupată a Fiului lui Dumnezeu. Și de aceea uh, am pus pe loc întâi. Uh, uh, bun Bună ziua! Firește! Da. Uh, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Radio Gherila! Alege să-ți protejezi copilul. Infecția persistentă cu HPV este responsabilă pentru 99% dintre cazurile de cancer de coluterin, dar și alte tipuri de cancer. Întreabă medicul despre accesul gratuit la vaccinarea anti-HPV. Află mai mult pe infohpv.ro, o campanie MSD România. să Zack Efron și Jeremy Ellen White intră în ring. Filmul The Iron Claw, Chiara de Fier. Povestea adevărată a celebrei familii de luptători Von Eric se vede în cinematografe din 8 martie. Distribuit de Bad Unicorn. Văzut de Radio Guerilla. Vezi lumea din confortul casei tale. Alege internet și televiziune de top de la Ines. Internet de mare viteză. Cea mai mare grilă de canale HD și 4K. Sunet de mare acuratețe. Și canale TV grupate pe categorii tematice. Bucură-te de confort și funcții unice. Acum și cu noua aplicație Ines. Meriți servicii premium. Descoperă lumea Ines pe ines.ro de peste 30 de ani, Andrei Ursu luptă pentru a face cunoscut adevărul despre moartea tatălui său. Gheorghe Ursu a fost ucis în arestul securității după ce a denunțat decizia lui Ceaușescu de a opri consolidarea clădirilor afectate de cutremurul din 77. Regizat de Liviu Tofan și Șerban Georgescu, cazul inginerului Ursu este un documentar zguduitor despre căutarea dreptății într-un sistem care îi se opune. Din 29 martie în cinema, produs de Colectiv Film, văzut de Radio Gherila. Gol, 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 adică poate cea mai filingoasă piesă omul cu șobolani se aude în premieră live, miercuri, pe 27 martie, la expirat Halele caror. Te așteptăm să asculti una din trupele care au scris istorie în alternativul românesc, într-unul din locurile în care se simt ca acasă, expirat. După concert, Dana Mariei, DJ Set până târziu. Bilete pe iabilet.ro, cântați de Radio Gherila. Miercuri, 27 martie, de ziua mondială a teatrului, Teatrul Bulandra, în parteneriat cu unea ATC-ile Caragiale, organizează două întâlniri eveniment între tânăra generație de actori și două figuri marcante ale teatrului, actrițele Oana Pelea și Emilia Popescu. Evenimentul va avea loc la sala Liviu Ciulei, Izvor, începând cu ora 6 seara. Intrarea este liberă. Plăcut de Radio Gherila. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Tope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în emisiunea Metope împreună cu Părintele Cristian Galeriu de la Biserica Silvestru. Vorbeam despre buna vestire și în pauză eu spuneam ce grozave sunt picturile lui Fra Angelico cu buna vestire, iar Părintele mi-a dus aminte ceea ce evident știam că în Biserica la Silvestru e o splendidă bună vestire pictată de Sorin. Sorin. Dumitrescu, da. Da? care este un extraordinar pictor și aveți mai multe uh, avem icoane mai multe, minunate avem, de ale lui. Da, stau uh, bună vestire și uh, stă față în față cu icoana uh, scrierii apocalipsei, care Dar e mai rară. E, în, acolo în dreapta. Deci imediat cum se intră în biserica Sfântul Silvestru, pe după ce se trece, să zicem, chiar stâlpii care susțin cafasul, care susțin uh, balconul corului, pe aceea, față în față, ar veni așa, unul pe latura de sud și unul pe latura de nord, sunt două icoane, sunt aceste două icoane uh, pe lemn, uh, bunei vestiri și uh, a scrierii Apocalipsei de către Sfântul Ioan? Mama, când a fost, când am făcut slujba de înmormântare, a fost practic vegheată de o icoană a lui Sorin Dumnezeu, da, da, da. ceea ce e extraordinar că ei se înțelegeau da. foarte bine. Mai Însă, că tot vorbim de icoane, să evocăm și importanța Duminicii Ortodoxiei. Să vorbești despre adevăr despre dreapta cinstire. Așa îi spune ortodoxia, nu în limba greacă, dreapta cinstire. Vorbești despre adevăr. Despre faptul că Hristos ne-a învățat ceva și fiecare dintre oameni s-a gândit să mai adauge sau să mai scoate câte ceva. Ca să păstrezi ce a dat Hristos A fost foarte greu. Adică noi mărturisim așa. De la bunicul mi-aduc aminte, părintele Galeriu, care spunea, ortodoxia are tot ce îi trebuie, ei mai trebuie, adică ea este de plinătatea. trebuie doar să fie cunoscută și trăită. Și mărturisită, cunoscută și trăită. Și De fiecare dată când este această sărbătoare a ortodoxiei, bineînțeles că în principal accentul cade pe icoană, icoana care adună în ea, să zicem, toată teologia ortodoxă și eu cred că și din cauza lui Sfântului Ioan Damaschin, pentru că e, a fost și apărător al icoanei și un fel de... Uh, unul care a rezumat învățătura creștină în dogmatica lui. E un fel de suma teologica de dinainte de Toma. De dinainte de Toma, da. da. Și um, pe mine mă emoționează faptul că ortodoxia nu este o vedeți, Nu este o învățătură. Simplu. Noi spunem o dreaptă cinstire, adică o relație în, ad, în adevăr cu adevărul, adică o relație în duh cu adevărul. Mi amintesc acum pe Boris Bobrinscoi, Dumnezeu să-l odihnească, a trecut anul trecut la cele veșnici, la 94 de ani, cred că avea, care se dă în, în volumul de la congresul din 1987, de, despre conciliul de ecumenic de, de la, la Nicea da, cel cu așa, icoanele, da? da. Uh, vorbea despre relația mistică pe care o ai cu icoana Deci odată că icoana, toată lumea știe că icoana este, să zicem, inspirată de Duhul Sfânt Nu este, pictorul nu se duce și doar așează o tehnică care trebuie să fie perfectă Ci el trebuie să aibă o anumită pregătire, o, an, o anumită viață și cunoaște, mă rog icoane, cum ar fi prodromița sau altele care la un moment dat se pictează singure, adică în anumite zone mai ca Domnului face retușuri. Deci se face în Duhul Sfânt. Dar când te duci în fața icoanei, tu ca să poți vorbi cu persoana care este reprezentată pe icoană, ca să poți vorbi cu ea, trebuie să fii tot în Duhul Sfânt. Nu poți să fii în afara Duhului. Și relația aceasta de, deci când te duci în fața icoanei, tu intri în legătură cu Dumnezeu, cu Dumnezeu cel adevărat. Și atunci ortodoxia, într-adevăr, se, uh, se uh, poate fi rezumată în icoană. Mărturisești, cunoști și trăiești în Duh. Deci, eu nu, uh, nu m-aș rezolva. Acum, bineînțeles că s-au făcut la Duminica Ortodoxiei, s-au uh, reiterat toate învățăturile de la Sinodul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 și 7. Uh, s-au reiterat și s-au fixat ca fiind norma Ortodoxiei. Asta este Ortodoxia pe care o mărturise astăzi. Dar ce înseamnă toate dogmele? Că fiecare dintre oameni, când aude de dogmă, se sperie puțin, zice că s să mai pune și un dogmatism, să mai pune unism la sfârșit, și totul devine. Nasol. nasol. Nu, nu, dogma este, cineva spune odată, sunt niște pă, linii, pă, niște lămpi pe marginea drumului ca să vezi să nu cazi în groapă. Atâta tot. Să știi pe unde merge drumul. Nu sunt ele însele drumul. Că eu dacă spun despre Sfânta Treime că sunt trei persoane și o ființă, nu înseamnă că am și înțeles ce înseamnă asta. Adică am și posibilitatea să cuprind acest înțeles. Dar, dacă s-a dovedit că dacă ieși din această învățătură, dacă ieși din ceea ce spune dogma, imediat apar deviații, inclusiv morale în viață. Și atunci, sau ideologice, sau, mă rog, și după aceea morale. Însă, pentru Duminica Ortodoxiei, mai este și un alt aspect. Când începi postul trebuie să știi că ești în adevăr, în duh și adevăr trebuie să-L pe Dumnezeu și atunci se accentuează haide să vedem și care este învățătura De aceea creștină. duminica e la începutul... Ea este acolo postul. pentru că în sâmbăta dinainte în sâmbăta Sfântului Teodor, Sfântului Toader a fost proclamată în 800 această da. învățătură. Ne de vreme pe părintele Bobrinscoi, Boris Bobrinscoi, pe care am avut și eu șansa să-l cunosc bine la Paris. altfel mergeam la cripta din Rue Dariu, unde oficia părintele Boris. Și acolo am văzut un ritual foarte impresionant în duminica de dinainte de duminica ortodoxiei, adică în duminica iertării. E un ritual de origine monastică, care însă există, e destul de răspândit în biserici rusești, și anume ca după slujbă, fiecare participant să-și ceară iertare de la ceilalți, de la fiecare în parte. Dar să-și o ceară de grand, așa ca în Dostoevski, prin îngenunchiere. Da. Evident că 99,99% ,99 dintre cei de acolo n-au nimic aș reproșa unul altuia. Dar se face această, acest gest da, foarte demonstrativ și pentru mine figura lui Boris Bobrinskoy este asociată cu tot ce am văzut acolo la Rue d'Arru, în faimoasa criptă, care acum înțeleg că nu mai depinde de, de Constantinopol pentru că s-au produs niște rupturi, a, conflict între Moscova și uh, Constantinopol și aș vrea să vorbim puțin mai mult despre uh, cei pe care i-ați evocat, adică uh, părintele Boris Bobrinscoi, cei care mergeau acolo cu era de pildă și Olivier Clement și Elizabeth Berzigel yes. uh, și de asemenea aș vrea să vorbim despre bunicul dumneavoastră, da? despre uh, Constantin Galeriu pe care am avut șansa tot așa să-l văd uh, foarte devreme în anii 80 deja uh, la Biserica Silvestru. Acum mi-ați mi trezit toate amintirile din, din perioada Studenție. studenției, să zicem, masteratului ce am făcut eu acolo. Pentru că eu am ajuns la studii în Franța cu ocazia unui congres teologic la Facultatea de Teologie din București, când a venit părintele Ozolin, Nicola Ozolin ca reprezentant al Institutului Senser și atunci bunicul, așa, cei doi bărboși s-au pus, -au sfătuit ei că se cunoșteau de multă vreme de la săptămânile liturgice de la Senser și s-au pus ei de acord ca eu să merg acolo să continui studiile și am îmi amintesc ce însemnau acele săptămâni liturgice cu toate aceste personalități pe care le-ați evocat și, uh, și bunicul între ei, dar era acolo și alții mulți. Uh, și modul în care se putea discuta despre ortodoxie, ne fiind toți ortodoxi, pentru că săptămâna liturgică era, la săptămâna liturgice erau invitați gânditori creștini din toate confesiunile, erau din și protestanți și catolici și, și se discuta atât de frumos despre, despre ortodoxie și mi-aduc aminte de, de, un, de un teolog protestant care a venit la Părintele Galeriu că eu a trebuit să traduc Părintele știa franceză dar nu atât de bine încât să, să comunice rapid și uh, arătați-ne frumusețea icoanei și vom trece toți la, la ortodoxie. Așa, <laughs> vedeți că este un da Uh, permanent era, a fost un regal, adică fiecare curs cu Olivier Clemau sau Boris Bobrinscu era erau ceva de o ceva, că uh, Părintele Bobrinscu era ca o statuie de Giacometti. Da. Era așa foarte înalt, filiform, uh, palid la față, uh, cânta extraordinar de prost. Da? când cânta el era o veselie în toată biserica, era un predicator extraordinar și în primul rând un, un model adică un, un om exemplar sub toate aspectele și sigur era și Olivier Clément tot timpul la criptă, dar el stătea într-un colțișor al lui nu da, se manifesta da. în timpul slujbei evident, în schimb avea la el acasă întâlniri teologice Acolo mai puțin eu am beneficiat de câteva întâlniri la, la Nicola Zloschi. Așa, Unde? La biserica? Nu, la, chiar acasă. Aha. Chiar acasă a fost o perioadă în care ați ținut cursurile acasă și ne invita și mai erau, mai veneau și alte persoane și să se... Cursul el devenea un fel de. Mai trebuie spus ceva pentru cei care ne ascultă: că familia Loschi e o dinastie da. filozofico-teologică, da. pentru că celebrul Vladimir Loschi este fiul unui numai puțin celebru filozof. Așa este, a, da. Apoi a venit Nicola Loschi, de care vorbim și Andrei. care era profesor da, da. la, nu știu, de literatură. Era, el, el este chiar autorul acestui Nicea doi. Azi, volumului, adică el a coordonat, el, el a coordonat volumul, și apoi da. este Andrei Loschi, Andrei Loschi altă figură da. remarcabilă da? sunt deja patru generații și trebuie spun că n-am mai văzut asta în alte comunități de diaspora adică la ruși e ceva foarte special cum se transmite de la o generație la alta da? sunt mai multe familii de genul ăsta care pe patru generații sunt absolut remarcabile și uh, e, e ceva foarte interesant, este fascinant, într aș zice. Este într-adevăr și asta uh, în felul acesta, am reușit să aflu, pentru că există această uh, descendență. Și într-una dintre întâlnirile astea am aflat și eu ce a însemnat, uh, cum a apărut Surs Cretien. Uh -huh. Și probabil, probabil că știți, dar pentru, pentru cei care nu știu Surs Cretien este poate cea mai bună colecție de scrie, patristică, patristică da. și, în franceză și uh, ne, ne istorisea Nicolas Nicola Loschi despre întâlnirile pe care le avea Jean Danielu cu Vladimir Loschi în casă. Asta cred că e extraordinar. Este da. ceva extraordinar. Eu atunci am trăit mai ales că eram și îndrăgostit atunci de ce scria Jean Danielu Că, da, Jean Danielu și pentru mine este unul dintre teologii favoriți. Pentru că nu, nici, în momentul în care ajungeam, mi-aduc aminte, citeam din viața lui Moise, parcă la, a lui, a Sfântului Grigorie de Nisa, și comentariile sunt ale lui Jean Danielu, și nu, nu, în momentul în care nu era de acord, să zicem, teologic, din punct de vedere catolic, cu ceea ce spunea, Jean, ceea ce spunea Sfântul Grigorie de Nisa, pentru că există o, o interpretare pe care o au catolicii diferite la anumite aspecte ale învățăturii, se rătrăgea și zicea, pentru un părinte răsăritean, aceasta este ideea, adică o prezenta uh -huh. cu o obiectivitate și o, o, se vedea că o, o cinstește. Și după aceea, după ce am citit, am aflat acest amănunt, că el conversa foarte mult, adică cu se Vladimir sfătuia cu Vladimir Loschi, Loschi. Asta și atunci, este evident o că, nu știam asta, da. atunci lucrurile din... De aceea vezi deschiderea și ce bine a făcut această diasporă rusă teologiei, din, mai ales din Franța, unde, mi-aduc aminte iarăși la Michel Stavru, care ne invita în timpul doctoratului, eram și noi niște nu ca nimeni, dar acolo fiecare student e considerat important, eram invitați la susțineri ale tezei și ale unor lucrări din cadrul tezei, pregătirea tezei, și la o întâlnire cu un, care a fost la Sorbona, că se făcea doctoratul în colaborare și cu Sorbona și cu Institutul Catolic, teologul catolic care se ocupa de teza părintele, de doctoratul lui Michel Stavru, mi s-a părut că este un extraordinar cunoscător al teologiei ortodoxe și pot să spun chiar că nu sunt mulți teologi ortodoxi la nivelul acelui om, doar că el se mărturisea în continuare catolic, dar știa totul la virgulă. Tot ce ce noi învățăm, ce din, din Sfinții Părinți, cunoștea și nu era uh, nici de cum uh, critic. Să zicem, critic în sensul rău. Deci doar. Uh, zice, eu sunt catolic, dar uh, aici așa e. Bun. Dacă tot am vorbit de o dinastie intelectuală, filozofică și teologică, haideți să vorbim și de uh, Constantin Galeriu, de părintele Galeriu. Uh, ce a reprezentat el, cum l-ați perceput dumneavoastră ca nepot, uh, cum vă raportați, nu știu, la persoana lui și nu numai la persoana lui, la el ca preot. Uh, din ce ce mai mult îmi dau seama că sunt un fel de produs al Părintelui Galeriu, dar un produs nerealizat încă în... Nu e cel mai bun produs, dar Părintele Galeriu a investit foarte mult în mine, asta este una... A vrut să merg la studii... Da, vă simțea că o să Părintele aveți Galeriu, stofă sacerdotală? Nu, Părintele Galeriu... Am mai istoricit asta parcă par, par odată. Părintele Galeriu a venit undeva până... Eram în uh, clasa 10-a toamna deci, de-abia începuse început clasa 10-a, în 88, 87, în 87 a venit, și la ploiești, nu ne, văz ne să știți că ne-am văzut foarte rar în copilărie, deci până da, la acea vârstă da. ne-am văzut, cred că de 10 ori, așa. Uh -huh. Dacă veneam eu aici, pleca la un congres, adică bunica mă lua când știa că e mai liber ca să poată stea cu mine, dar altfel, foarte puțin ne vedeam. Știa de mine că merg la biserică, știa că sunt credincios, dar nu ne vedeam. Și a venit, măi Cristian, nu vrei tu are să dai la seminar? Zic, nu m-am gândit până acum să dau la seminar. Și spun, erau 10 clase, atunci au urmat să fiu și liber de învățământul de stat și să pot să mă duc la, la o școală profesională, cum era gândit seminarul atunci, după clasa 10 -a. Și ce nu vrei, dar ia tu un ton așa și îmi un ton. avea voce gravă. Și, și nu, mi -mi nu, se, nu, mi se schimbase vocea și am luat tonul foarte prost. Și mi-aduc aminte, s-a schimbat la fața de că a fost o dezamăgire pentru el. O mare dezamăgire că n-a reușit. N-a reușit în 5-6 încercări, n-a reușit să mă facă să iau tonul corect. M-am și emoționat, după care m-a dat pe mâna cuiva care m-a învățat să cânt cât de cât. Și de acolo lucrurile au început. Și m-am dus la el înainte de examen și am vorbit un pic și după o primă discuție, zic, da, bunicule, mă mai înveți niște finețuri? Și a început, de atunci am spunea, haide să-ți mai spun niște finețuri. Și am început lucrurile să ne vedeam iarăși destul de rar, pentru că seminarul era, eram intern, veneam destul de rar, dar în timp am și lucrat, mi-a și dictat că părintele așa lucra, dicta. Era îi plăcea foarte mult, mai mult să vorbească decât să scrie, iar scrisul era ceva absolut indeșifrabil, nu se putea citi, nu se poate citi, găsesc în scrisuri, rar reușesc să numeresc un cuvânt din ce a scris acolo, dar de el reușea să se înțeleagă. Pe uh, sine nu întotdeauna. Da. <laughs> dar cred că gândul care era, <laughs> care îl stăpânea, reușea să-l facă să deștipeze ce a scris. Dar așa era, Maică mi-a nu se putea înțelege, <laughs> și nici ea nu cred că înțelegea. Da. Și am ajuns până la urmă. Dar realitatea este că părintele era, adică te fascina tot timpul, nu puteai să nu te duci după el. I-am făcut și secretariat, am răspuns și la telefoane, am făcut tot ce, trebuie, tot ce se poate face acolo, și, dar nu puteai să, să nu fi lângă el. Am fost cu el la congrese, nu putea să tacă la niciun congres, deci dacă nu lua cuvântul, mai ce zice, mai ce zice, mai ales pe la, când mergeam în Grecia și acolo el înțelegea câte un cuvânt, două așa și le, le lega și zice, mă, dar ce a zis, ce a zis, uite, a zis așa, așa, așa trebuie să ridici mâna și să spui așa și, să, și intervenea nu putea să nu intervine, era atât de viu era un spirit extrem de viu, a citit până în ultima clipă a vieții lui când a putut să citească și căuta și se bucura de fiecare lucru, cum spunea asta să cauți uh, adevărul cu iubire uh -huh. știți că ați fost și dumneavoastră la, la, la seriile acelea și ați și vorbit, chiar dacă după ce, după îmbolnăvirea părintelui, uh, Căuta în fiecare om sinceritatea căută. Deci, dacă vedea sinceritate în mărturia lui și dor de adevăr în mărturia unui om de știință, putea să fie el sau, sau unui teolog din orice latura lumii, dacă simțea ceva, se bucura și mărturisea. Dar ce citea? Bun, teologie, evident. Dar ce citea? Ce autori, ce teologi citea sau citea și alte lucruri decât teologie. Citea tot. de pildă Steinhardt citea și romane polițiste. Nu, părintele Eu nu citea, citea romane. Citea reviste științifice. Nu, părintele, părintele nu. nu. citea. Nu citea romane polițiste. Nu, părintele Nici măcar citea romane. romane. Nu, părintele nu citea romane. Părintele citea idei. Mhm. Uh -huh. Deci cărți Pe care... unele romane sunt cu idei. Nu cărți știu, care Thomas Mann sau Dostoevski sunt cu idei. Poate că a citit Ase în tinerețe. Le poate le citise <laughs> în tinerețe, nu știu. Dar acum nu mai citea asta. Pentru Aha. el erau importante abordările științifice, noutățile științifice, noutățile filosofice, abordări. Deci pentru el filosofia, știința, erau foarte importante lângă teologie. Și, se... și era la curent. Mergeam la procur, când mergeam în Franța, era totul Totul, programul era dimineață congres, pauza de la prânz era la procuror. La librărie, da, da, da. Patru ore, cinci ore era la procur și lua cărți, se dutea la toate și lua și s-a s-a apuca și citea de acolo să vadă ce la sfârșit sau ce la început, mă rog, știa să citească. Adică nu. înțelegea o carte dacă are ceva nou sau nu are. Ești plecam de acolo cu valize, geamantane de... Deci cu două geamantane de cărți a venit odată. De acolo. Nu, nu nu putea altfel, dar foarte viu, foarte dornic să cunoască, să înțeleagă și să vedea sinceritatea. Deci, acolo unde găsea sinceritatea unui, în, în declarație, în susținerea unui, cuiva, se ducea și el să vadă ce e acolo. De ce a spus așa? Cum a spus așa? Cum a înțeles el? Da. Iar acum... Și vă regăsiți în asta? Sunteți um, la fel de um, curios în toate direcțiile? Uh, am fost câtă vreme am putut. Aha. Acum sunt curios. Nu am atât de mult uh, capacitatea de a-mi organiza timpul pentru a face asta. Uh -huh. Și, însă, atunci când găsesc o idee, pot să o, să o urmăresc. Îmi place să o urmăresc, mă bucur foarte mult să o urmăresc. Dar am o altă curiozitate. Ca predicatori, și mă refer și la dumneavoastră și la uh, Părintele Constantin Galeriu, cum faceți? Pregătea? Nu pregătea? Pregătiți dinainte? Faceți un plan? Vă scrieți predica? Cum faceți? Părintele Galeriu făcea așa. Cum? Termina predica din duminica asta, erau trei preoți la, la biserică și le venea rândul la trei săptămâni. Termina predica din duminica asta și începea să o pregătească pe cealaltă în gând. Adică începea să se gândească, poate că și-și nota câte ceva. Cert este că în ziua dinainte, ieșea din casă și se plimba în jurul bisericii și își spunea predica. Mm -hmm. Își uh, lua ideile. Dar nu-și nu scria nu, nu. predica. Nu, niciodată. Și uh, nu iubea foarte mult scrisul. Sunt, nu. Era. Dar cum faceți dumneavoastră? Vă scrieți? Faceți un plan? Uh, cam o dată pe an. <laughs> În rest nu. Uh -huh. Eu am rămas impresionat de ceva. Eu citesc. Citesc cât pot să citesc. Și. Uh, sunt foarte atent la spovedanie la nevoile oamenilor. Acolo este, de acolo pleacă predica mea. De la nevoile oamenilor. A, un moment, asta e foarte interesant. Deci e o legătură directă între uh, uh, activitatea de duhovnic, spovedanii și predicație. Da, da pentru că trebuie să învăț. Eu, eu învăț foarte mult la spovedanie. Învăț cum trăiesc oamenii. Cum gândesc, învăț ce simt, îmi dau seama. Și de acolo încep să. Mai întâi, și la spovedanie, le spun două, trei lucruri, dar lucrurile alea încep să lucreze în mine. Îmi dau seama că e nevoie să dezvolt o anumită idee. Și mă duc la predică, așa cum am învățat de la Essex, când am fost în 91, încă trăia sunt. Sofronie. Și când ni s-a spus, a întrebat, cred că părintele Coman, a întrebat, cum vă pregătiți pentru predică? Zice, nu ne pregătim. Pentru că dacă noi cerem Duhul Sfânt în timpul liturgiei, îl lăsăm să vorbească. Uite, Și atunci... Steinhardt pregătea foarte riguros. Eu nu sunt Riguros și asta este, asta este un mare minus pe care mi-l uh, încerc să-l depășesc, dar mi este foarte greu. Uh, de aceea, predica mea, în primul rând, că am scurtat-o foarte mult, am ajuns la maxim 20 de minute. Uh -huh. Părintele Galeriu predica și o Până oră eu 45. -o. știu, 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 Țin minte cum să Da, și totul era structurat și erau paranteze și erau explicații minte, și așa, da. și, uh, Dar uh, eu încerc să fiu foarte concis și să fiu foarte direct mm -hmm. și să răspund întrebărilor pe care știu că le au cei care Astea se spovedesc la mine. Asta e extraordinar de interesant, relația între spovedanie și uh, predică. Uh, luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru ultimele minute. METOPE Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. De la Mateo Garone, regizorul Gomora și Dogmen se vede acum în cinematografe IO capitano, film nominalizat la Oscar anul acesta pentru cel mai bun film internațional. O aventură palpitantă și plină de emoții a unor tineri ce pleacă din Dakar spre Europa în căutarea unei lumii mai bune. Un basm contemporan care nu lasă loc Evlaviei. Din palmarestul festivalului de film de la Veneția, în cinematografele din România. Io Capitano, distribuit de Bed Unicorn. Văzut de Radio Guerilla. Darling, give me the doi bani din punguță să fac booking la Maldive. Ce nu facem pentru dragoste? Dacă ea, iubirea vieții, vrea în Maldive, în Maldive o vom duce. Sau mai bine la Five to Go. Pentru că noua colecție de pahare retrograd cu eroi de poveste ai Danielei Miheilescu sunt acum de găsit în toate locațiile din țară. Mateloți și iubitori de voie bună, în weekendul 16-18 mai, ne adunăm cu toții la Europolis Fest, la bazinul Mare Azele din Sulina. Europolis Fest este un eveniment serios, așa că se va lăsa cu petreceri, bunătățuri și concerte Vița de Vie, White Mahala, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Cargo și Loredana. Europolis Fest, parastasul pianului piraților nepomeniți din Sulina. 16-18 mai, bilete pe entertix.ro, plăcut de Radio Guerilla. Jazz Manuș, muzică bizantină, compoziții de muzică contemporană și foarte multă improvizație. 18 artiști din jurul lumii vor concerta în acustica perfectă a Bisericii Luterane la festivalul Jazz in Church, ediția a noua. Între 18 și 21 aprilie, te așteptăm să te delectezi cu un regal acustic. Bilete pe Eventbook, cântat de Radio Guerilla. So Cory Taylor revine a treia oară la București De data aceasta cu cealaltă trupă a sa, tot a treia Și ne va cânta o grămadă de piese pe care le cunoașteți deja De la Slipknot și Stone Sour, normal Dar și ale trupei sale, a treia, normal I... Cory Taylor, 31 mai, arenele romane Organizat de Metalhead și Best Music Live Cântat de Radio Geria. Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea uh, Metope împreună cu părintele Cristian uh, Galeriu. Uh, vorbeam despre uh, bunicul dânsului, dar și despre propriile sale experiențe ca predicator, ca duhovnic. Acum, trebuie să vă spun ceva legat de părintele Constantin Galeriu uh, ca duhovnic. Uh, eu am fost uh, la el la spovedanie și. El era extrem de blând și de cum se cade, și mi s-a părut cumva că e prea cum se cade. Cum trebuie să fie un uh, duhovnic? C care e care echilibru bun între blândețe și severitate? Întreb, așa. Și eu, încă o întrebare tâmpită. Nu este o întrebare, poate este cea mai grea întrebare. <laughs> da, uh, ceea ce am. Uh... Ceea ce am văzut la Părintele Galeriu, ceea ce am înțeles, un cuvânt pe care l-am repetat de multe ori, adică l-am mărturisit de multe ori, este acela că Părintele galerul căuta un motiv pentru care să împărtășească, în timp ce de multe ori la duhovnic găsești caută motiv ca să nu împărtășească. Să nu împărtășească. Da, da. Deci lucrurile oricum s-au mai schimbat. Înainte era mai multă asprime. Părintele căuta un motiv pentru care să împărtășească, adică găsea, stătea, asculta, 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 și după aceea, dacă găsea, să zicem, asculta multe lucruri negative. Asculta unul să spovedea pe sine, altul să spovedea soțul, soția, mă rog, vecinul, în loc să spovedea că adică încerca să se îndreptățească, sau fiecare, și părintele asculta. Și mi-aduc aminte, eu știam, îl vedeam spovedind acolo și el dădea din cap, da, 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 da. da. Și la un moment dat sărea și zicea, ai văzut? Adică găsea ceva viu, cum să în toată, tot ce nu știu, acela găsea ceva viu. Și de acolo începea să-l ajute pe om să, să meargă, uite că poți așa, pe aici, ăsta ți-e drum. Uh -huh. Și pentru un motiv, pentru un motiv, deci căuta un motiv să te împărtășească. Acum, gândiți-vă că a spune, ar compara cineva pe dacă te duceai la Părintele Cleopatra, nu te împărți așa, dacă te duceai în mai știu unde, nu te împărți așa. Poate că în același, în același duh era doar Teofil uh, părian Așa. Dar uh, totuși ei erau foarte buni prieteni. Dar când spuneți că era în același duh cu Teofil, în ce sens? În acest sens al bucuriei. Al acestei bucurii pe care o, o vedeai în întâlnirea cu omul și, în, și Părintele Teofil, din câte știu, din câte am aflat, era și el destul de. Uh, nu era foarte aspru la spovedanie, așa zic. Dar mi-aduc aminte. Părintele Teofil este unul dintre oamenii uh, cu cel mai mult umor pe care i-am cunoscut. Era incredibil câtă uh, bună dispoziție răspundea în jurul lui. <laughs> da. Așa, e. eu nu l-am cunoscut personal, niciodată. Nu, nu eu l-am văzut o, singură, o dată, singură dată, mă rog, o singură dată, câteva zile la rând la Paris. Uh, și uh, răspândea uh, veselie în jurul lui. Extraordinar. Da. A zis, erau cam în același lucru. pentru că și părintele Galeriu când vedea un om, se lumina la față și, -l, și -l, mergea să-l îmbrățișeze. Adică, mm. cât ar fi fost de obosit, oricât ar fi fost de uh, îngreunat de, de, de grijile lucrărilor pe care le avea de, de împlinit, se bucura de fiecare om. Dar cred că bucuria asta explică și ce evocați mai devreme, cum mereu uh, voia să spună ceva, să întrebe. să nu că da, e așa. De fapt, e, e același resort al bucuriei. Absolut. Este și l-a avut din copilărie. Mi-au spus și la. Am avut colegi de seminar de ai părintelui care mi-au spus mă rog, puțin mai mici decât eu, dar de care auzeau, știau cine. Vai, noi am, am, avut coleg cu părintele Galeriu aici, era legenda și, seminarului. Și cred că de aia se și înțelegea bine cu taica meu, că și tata Bro, era la fel. Da. <laughs> cred <laughs> că e unul dintre uh, resorturile bunei înțelegeri între ei. De altfel, uh, tata s-a dus uh, odată la părintele Galeriu înainte de 89 și nu mai știu ce discuție s-a prins între ei, că uh, Părintele Galeriu l-a menționat pe Cardinalul de Lubac și uh, l-a rugat pe tata să citească uh, ceva din, uh, nu știu ce, carte cartea Cardinalului de Lubac. Și uh, tata a început să citească și erau acolo niște femei credincioase care toate când au auzit s-au pus în genunchi. Da? Și uh, uh, amândoi au fost de fapt foarte emoționați și uh, tata și Părintele Galeriu. Da, dorința lor de cunoaștere, vedeți. Erau, în primul rând, oameni... În fața cunoașterii trebuie să fii viu. Așa, asta e tristețea oarecum pentru vremurile noastre în care oamenii nu mai vor să cunoască. Așa, în masă vorbim. Și se mulțumesc doar cu lucruri mestecate de alții. Deci trebuie... Asta e o vorbă atât de bună încât putem încheia conversația noastră, să o reluăm cine știe când, sper cât de curând. Și mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. E perfect mulțumesc. pentru începutul postului și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope.